Salut! Foarte multă lume m-a întrebat cum se poate face port forwarding pentru servere în general. Și am făcut și câteva tutoriale la serverele mele de Minecraft și foarte multă lume mi-a spus că nu poate să-l deschidă sau are probleme cu IP-ul sau așa mai departe. Ce vă lipsește vouă? Sunt încă vreo două mici chestii care o să le discutăm în video acesta și port forwarding. Acum foarte mulți dintre voi vă întrebați, bă, ce e la port forwarding? E, pe românește spus, port forwarding-ul e... cum să vă explic eu vouă? Trebuie să intrați în router, să vă puneți IP undeva, ca să poată intra lumea la voi pe server. Deci fără chestia asta nu poate să intre la voi pe server absolut nimeni. Decât dacă nu aveți router și aveți firul de la, nu știu, calculator băgat. Firul de la net, doamne, băga direct în calculator. Ceea ce, na, degeaba sunteți pe video acesta. Păi, să vă explic cum se face, pas cu pas. În primul rând, voi trebuie să vă duceți aici jos, unde aveți voi semnulețul acesta cu network, unde aveți toate chestiile de net. Adică, aici. După ce intrați aici, vedeți, mă, care-i netul meu ăsta, uite, internet. Merge totul, apăsați aici pe Area Connection. Apăsați pe Details și aveți aici tot fel de nebuneli. E, voi trebuie să luați IP-ul ăsta. Îl vedeți? 192.168.0.1. Și cam așa e standard la toate rutele, deci nu o să aveți nicio problemă. E, după ce ați luat IP-ul ăsta, întoarceți înapoi pe browserul vostru și scrieți sus 192.168.0.1. 0.1. Mă rog. 168.0.1. Așa. Și o să vă apară chestia asta. Acum, dacă voi nu ați intrat niciodată aici, pentru că vedeți, vă cere parolă și username. Dacă n-ați intrat niciodată aici, puteți să scrieți câteva chestii care sunt standard, cum ar fi admin și admin. Sau admin și password. Na, de exemplu, la mine e pur și simplu admin și i-am scos parola ca să nu mă chinui. În caz că aveți probleme, căutați marca voastră de router și seria, uitați aici, la mine e DIR165 etc. Căutați-vă astea pe net și scrieți username and password. Și o să vă dea un site acolo care vă arată o listă cu posibilitățile respective. Bun. După ce ați intrat aici, vă întrebați, bă, ce fac acum? Ei bine, la mine e un pic cam simplu, la voi s-ar putea să fie diferit, chiar foarte diferit. Da, na, o să cer să fiu cât mai explicit. Deci, voi trebuie să căutați prin toate tâmpenile astea două chestii. 1. DMZ. Deci, DMZ. Asta trebuie să căutați. Sau port forwarding, cum scrie și în titlul de la video. Deci, na, la mine e destul de simplu. Mă duc aici la Advanced și, na, sunt deja pe pagină. Uitați aici sus, Port Forwarding. Și uitați aici mai jos, am Firewall și DMZ. Ce vă trebuie vouă? Păi bun, să încep cu prima variantă, DMZ, care e cea mai simplă. E în felul următor. O să vă apară de pe fereastra asta micuță de aici. Atât o să vă trebuiască vouă și o să vă întrebe, bă, vreți să dați Enable? Da, dați Enable. Și aici o să vă apară, mă, IP address, trebuie să pui în IP address. Și voi vă întrebați, bă, ce IP address trebuie să pun? La mine e destul de simplu, selectez aici computer name-ul, care e Tony Games Raw, da? Și, pac, mi-l pune automat. În caz că n-aveți chestia de asta, trebuie să vă întoarceți aici și să verificați. Mă, care era IP-ul meu? 192.168, cu tare, cu tare. Deci exact ce scrie aici. Luați IP-ul acesta, puneți aici. Și după aia dați în capătul paginii save sau deasupra sau unde aveți voi. Bun. Partea a doua. Port forwarding-ul. Asta în caz că nu vă merge cu DMZ-ul sau că nu-l găsiți sau treaba voastră. Și bun, uitați, primul exemplu. Minecraft. Pentru că, na, pe asta se bazează toate serverele mele de până acum. Aveți așa. Name. Vă puneți ce nume vreți voi. Eu am pus Minecraft ca să fie explicit.
Adresa de IP, aici e important, trebuie să fie aceeași de la calculatorul vostru, care ați pus-o la DMZ sau care ați văzut acolo jos la internet. După ce ați spus asta, o să vă întreb aici, mă, ce porturi trebuie să pun? Aici e un pic mai complicat și o să trebuiască să căutați voi pe internet, dacă vreți să faceți servere de alte chestii. Așa, standard la Minecraft sunt astea. 255, 65. Astea sunt la Minecraft. La restul ce mai am eu pe aici sunt na, alte șmecherii de ale mele, dar nu contează. Aici o să vă întreb așa, TCP sau UDP? Una din astea două. Ei bine, selectați-le pe amândouă. La mine e any, deci nu contează care. Trebuie să fie amândouă, trebuie să aveți portul ăsta și încă o dată IP-ul, care trebuie să corespundă cu cel de la calculatorul vostru. Și da, după ce ați făcut toate astea și ați dat save, o să vă reseteze routerul. Și da, cam atât ar fi, în caz că, nu știu, o să vedem că voi sigur o să aveți poate alte mărci de routere sau alte display-uri de astea să vă arate diferit, că nu știu dacă o să mă credeți, dar am dat de niște monstruozități de routere în viața mea care au fost groaznice, deci mi-a fost foarte greu să găsesc port forwarding-ul și DMZ-ul. Na, la unele rutere o să vă apară altfel, nu o să vă apară port forwarding, o să vă apară, sincer, nici nu mai știu cum, dar, în fine. Tot ce trebuie să știți voi e că trebuie să dați de ceva de genul. Unde este să vă puneți IP-ul și un port. Și o să aveți o listă mai mare, sau în caz când aveți o listă mai mare, o să aveți aici Add another one, ca să vă pună pam, 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 pam. Și da, cam atâta cred că a fost din tutorialul ăsta. Sper că v-am ajutat cu ceva. Dacă nu, lăsați, scrieți în comentarii și o să încerc să vă ajut pe cât de posibil. În caz că nu găsiți parole sau username-uri la anumite rutere, îmi scrieți marca de router în comentariu și o să încerc să caut eu pe net ceva și vă răspund când o să am timp. E bine? E bine, cam atâta, sper că v-am ajutat încă o dată, la revedere!